asta este cel mai greu, pentru că, de fapt, eu sunt acum, în acest moment, coach și trainer. Și ca să vorbesc despre Meet Your Excellence, ar trebui să știu despre ce e vorba. Dar dacă luăm puțin acele răuri de mai devreme, care arată emoție și care acoperă ceva, ca și self-coach, mă întreb oare ce altceva mai arată? Sau unde vrei să ajungi atunci când elimini? Cum poți să faci asta? Și pentru că Răzvan a dat o idee foarte bună, cum poți să faci asta? Faci pauze, eu ca și self-coach, m-am adus aminte că de fapt noi, prin răurile alea, vrem să acoperim niște pauze de care ne e frică. Și atunci, în interiorul nostru, se declanșează ceva care ne poate duce la excelență. Mulțumesc!